el învățături mai tainice care privesc vechiul așezământ și noul așezământ. Realitatea e una singură. Și realitatea este aceasta. Dumnezeu l-a creat pe om să aibă părtășie cu el. Amin. Și când Dumnezeu l-a așezat pe om în grădina Edenului, i-a dat câteva indicații, i-a dat câteva sfaturi, dar printre cele mai importante și cel mai important sfat a fost să nu se atingă, să nu atingă, să nu ia din pomul acesta al cunoștinței binelui și răului. Fraților, de la neascultarea aceasta, Dumnezeu a creat în permanență un cadru în care El să poată să aibă părtășie cu noi. Și uitați-vă că vorbește citirea din această dimineață despre poporul Israel. Poporul Israel a fost beneficiarul multor legăminte. Și aduceți-vă aminte că mai întâi Dumnezeu a făcut legământ cu Avram. Și i-a arătat stelele cerului și i-a vorbit că așa cum sunt stelele cerului și ca nisipul mării va fi seminția lui. Știți cui vorbea Dumnezeu lucrul ăsta? Avram. Lui Avram, care era împreună cu Sara, ei erau bătrâni și n-aveau copii. Nu aveau niciun copii. Vă dați seama ce legământ profund. Să vină Dumnezeu să facă legământ cu doi oameni bătrâni, doi oameni aflați la o vârstă la care biologic era aproape imposibil să mai ai copii și Dumnezeu le spune, nu numai că vei avea copil, dar seminția ta va fi ca stelele cerului. Apoi Dumnezeu a făcut legământ prin tăierea întrejur. Nu intrăm în detalii, doar amintim așa câteva legăminte. Și vine momentul acesta al legământului care Dumnezeu îl face prin Moise cu poporul lui Israel. Toate aceste legăminte, fraților, au avut în vedere pregătirea omului de a sta în prezența lui Dumnezeu. E atât de important să înțelegem că a sta în prezența lui Dumnezeu nu este un lucru de apucat. Oamenii cred că dacă te duci și faci un pelerinaj, citeam zilele acestea că există un sat în lume unde nu numai că nu se plătesc taxe, dar cel ce conduce satul le dă în fiecare an 100.000 de dolari fiecărui membru din țară ca să facă un pelerinaj la Mecca. M-am gândit eu. Bani aruncați în vânt. Poți să faci pelerinaje unde vrei. Du-te și fă pelerinaje cât vrei. Dacă nu ai o atitudine și dacă nu ți este rezolvată problema păcatului. Aduceți-vă aminte că atunci când Dumnezeu i-a chemat să stea de vorbă cu ei, cu poporul evreu, când s-au apropiat de muntele Sinai, ce s-a întâmplat azi? Și când poporul a văzut că muntele Sinai e înconjurat de tunete, fulgere, o mai vrut să le vorbească Dumnezeu? Nu. Nu, lume. Știi ceva, Moise? Du-te să-ți vorbească ție. Noi stăm aici și ce dacă Dumnezeu, noi să ascultăm. Acum eu mă întreb pe dumneavoastră, în istoria lui Israel, s-a întâmplat? O ascultat ce a spus Dumnezeu? Nu. Știi ce s-a întâmplat? Când le mergea rău, să pocăia, să smerea, nu facem și noi așa cum vrem. Când suntem în necaz, Doamne, ai mers, Doamne, iartă, Doamne, îndură-te, ba, faci un lucru bun, mărturii sunt păcatele și ne gândim, măi, mărturii sunt păcatele și gata, Dumnezeu ne iartă. Dar știți ce pierdem din vedere? Pierdem din vedere că, a spus Domnul Iisus în multe împrejurări, du-te, păcatele tale sunt iertate, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Acum vine la al doilea aspect. Aspectul acesta al păcatului. Tocmai în vederea păcatului, Dumnezeu a pregătit acest testament. Și superioritatea Lui, despre care poate dacă Dumnezeu ne va binecuvânta astăzi, vom avea posibilitate să împărtășim câteva lucruri. De ce este superior noul legământ, vechiul legământ, care sunt elementele care diferențiază noul legământ de vechiul legământ, în ce constă superioritatea lor. Și foarte important, fraților,
Versetul 15, care este versetul, dacă vreți, cheie al citirii. Și tocmai de aceea este El, El cine? Domnul Iisus Hristos. Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să tramete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Amin. Ce ne-a fost făgăduit, fraților? O moștenire veșnică. Celor chemați. E adevărat că trebuie să fii chemat. Dar Dumnezeu cheamă pe orice. Amin? Amin. Pune Dumnezeu restricții cuiva să nu aibă acces? Dumnezeu cheamă întreg pământul. De la răsărit la apus. Dumnezeu cheamă întreg pământul. Însă beneficiarii acestei veșnice moșteniri vor fi doar cei ce ascultă. Doar cei ce se întorc la Dumnezeu și primesc jertfa Domnului Iisus Hristos în viața lor ca pe o jertfă de ispășire, de curățire și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Am vrea să lăudăm pentru început pe Domnul printr-o